Mă simt atât de bine cu mânta că sunt un ucenic al Domnului Sus. El m-a iubit înainte ca eu să-l iubesc și a fost atât de bun cu mine. Mă consider cu adevărat privilegiat să-l pot cunoaște și avea părtășie cu el. Biblia spune: Cum dorește un cerb zvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Așa cum cerbul are nevoie de apă ca să trăiască. La fel și noi avem nevoie de Dumnezeu ca să trăim. Domnul Iisus afirmă în Ioan capitolul 6 că Tatăl Său dăruiește adevărata pâine din cer. Dumnezeul nostru este atât de bun, atât de sfânt și ne iubește. Acest Dumnezeu a cărui puritate este absolută, Dumnezeul care a creat Universul, Dumnezeul care a creat toate lucrurile, acest Dumnezeu te iubește, acest Dumnezeu mă iubește și are un plan cu noi toți. Dar cel mai important lucru cu privire la planul lui Dumnezeu este că El ne permite să intrăm în prezența Sa și să avem părtășie cu El, să umblăm cu El și să vorbim cu El și să-L cunoaștem. De aceea, rugăciunea este un adevărat privilegiu. Dar știți ce mă îngrijorează cu privire la viața mea, umblarea mea cu Dumnezeu și cu privire la foarte mulți creștini cu care mă întâlnesc? Intrăm brusc în prezența lui Dumnezeu și ieșim la fel de brusc. Parcă suntem într-o continuă fugă și goană, ca la autoservire. Doamne, dă-mi asta, dă-mi Dar Dumnezeu este Dumnezeu. El este creatorul întregului univers. Noi pierdem astfel toată maestatea, uimirea, splendoarea de a-L cunoaște atunci când ne grăbim să intrăm sau să ieșim din prezența sa. Noi nu înțelegem cu adevărat privilegiul de a-L cunoaște, de a-L urma și de a avea părtășie cu El. Așadar, aș vrea să vorbesc cu tine despre acest privilegiu. Există o cântare mai veche care spune ce privilegiu este să vii cu toate poverile tale înaintea Domnului în rugăciune. Cu adevărat este un privilegiu să vii înaintea Lui și trebuie să realizăm tot mai mult acest privilegiu al rugăciunii, iar singurul motiv pentru care poți veni în prezența unui Dumnezeu sfânt este acela că Isus Hristos a murit pe cruce acum 2000 de ani. La cruce el a dat totul. Doar sacrificiul lui pentru tine și sacrificiul lui pentru mine ne permite să avem părtășie cu el. Ce privilegi avem să putem intra în prezența sa? El ne cunoaște și ne iubește. La fel spune și Ioan în capitolul 6 că el este un tată care ne dăruiește adevărata pâine din cer și trebuie să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Așadar când intri în prezența sa să nu spui doar Doamne ajută-mă în problema asta și apoi să te grăbești să ieși din prezența sa. Intră în prezența sa, ca să ajungi să-l cunoști. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani am predicat în insulele Fiji, la micul dejun cu rugăciune națională, primul ministru era acolo, mai mulți membri ai Curții Supreme erau acolo și mai mulți membri ai Parlamentului. A fost un eveniment pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. A doua zi dimineață, când încă dormeam cu soția mea în camera de hotel, am primit un telefon. O voce de la capătul celălalt al telefonului mi-a spus, Semi, eu sunt primul ministru la telefon. Trebuie să vorbesc urgent cu tine. Știi ce am făcut? M-am ridicat din pat, imediat m-am spălat și m-am grăbit să ajung la biroul primului ministru pentru că știam că trebuie să intru în prezența unui om cu autoritate, care avea putere și influență în țara în care mă aflam și în lumea întreagă. Acum dăm voie să spun altceva. În fiecare dimineață primești un telefon din partea tatălui tău, Ceres, care te cheamă să intri în prezența sa, spunându-ți: Vino, vreau să vorbesc cu tine, vreau să vorbesc cu tine. Nu uita? că vin prezența lui datorită ceea ce a făcut Hristos, împăratul slavei, regele regilor, domnul domnilor, primul ministru al primilor ministri și președintele președinților. Poți veni și intra în prezența sa în fiecare zi ca să ai părtășie cu el. Ce privilegiu să poți veni în prezența sa. Apropie-te încet, fii liniștit și intră în prezența sa minunată. Ce privilegiu avem să intrăm în prezența sa. Și nu din obligație religioasă, nu din vreo dorință superficială ca și cum a intrat la autoservire, ci nu uita că vii în prezența aceluia care are toată autoritatea, toată puterea, aceluia care a creat universul, tu intri în prezența acestui Dumnezeu. Pune-ți timp deoparte astăzi, liniștește-ți inima și vino în prezența sa cea minunată.